Radio TV Unirea, un radio pentru toți românii. Cineva de-o vreme încoace întocea de la fereastră și când luna raza-și toarce peste noaptea mea albastră, strângea galen fir subțire de pânat visele mele și coboară fără știre praf de stele peste ele. Strângea galen fir subțire de pânat visele mele și coboară fără știre praf de stele peste ele. Hoțule de clipe treze, am să te pândesc de seară și-am să mi te prind în mreje, strâns ca dorul să te doară, chip descoperit în noapte, n-ai să mai poți spune nu pentru visele. Vinovat ești numai tu, chip descoperit în noapte, n-ai să mai poți spune nu pentru visele furate. Vinovat ești numai tu. De-o vreme încoace întocea de la fereastră, cineva de-o vreme încoace întocea de la fereastră, cineva de-o vreme încoace întocea de la fereastră. Îl avem invitat pe domnul Ilica, care are amabilitatea să fie alături de noi și astăzi, într-un mediu plăcut nouă și întotdeauna am văzut pe fața dumneavoastră mult zâmbet și multă plăcere de a ne vedea. O primă întrebare, să ne spuneți ce părere aveți despre revista Gutenberg? Părerea mea contează mai puțin. În schimb, contează părerea cititorilor. Vă rog să mă credeți, pentru că eu nu folosesc cuvinte fără acoperire. Am fost întrebat de mai mulți cititori fideli, statornici ai revistei Gutenberg, căreia-i zic Guti, ce se întâmplă? E septembrie și nu apare Guti de toamnă? Iar acum, ca să am o părere personală, e una din puținele reviste în care se mai scrie și se gândește românește. Iar cu asta am spus tot. Mulțumim. Cum vă simțiți la noi, la salon? Cât timp îmi dați să răspund la întrebare? Răspundeți cum doriți. În 1348 are loc temuta, teribila ciumă din Florența. Un grup de 7 doamne tinere distinse
discrete și delicate, însoțite de trei tineri de bună calitate, se refugiază din calea ciumei la un castel al uneia dintre ele. Timp de 10 zile își propun, prin rotație, să povestească, să spună amintiri, întâmplări, povești și povestioare, istorii și istorioare, în total fiind 100 de asemenea povești. De aici s-a născut nuvela. De aici, cu voia și cu participarea lui Boccaccio, s-a născut Decameronul. Nu pun semnul egalității între lansarea de carte de astăzi, între salonul Gutenberg, între întâlnirile noastre sau cenaclurile, cum vreți să le zicem, și ceea ce s-a întâmplat atunci. Nu pun semnul egalității, insist, dar liniuța de unire se pune de la sine. Într-o perioadă în care răutățile și războiul macină suflete și vieți, ceea ce facem noi astăzi este un refugiu. Și asta e foarte important. Mulțumim pentru gândurile frumoase. În legătură cu emisiunea Români pentru Români, dați-ne o sugestie pe cine să mai invităm. Pe oricine, dar să fie români de bună calitate, să fie români care simt, gândesc și trăiesc românește. Românii din afara diasporei au nevoie de așa ceva. Au nevoie de limba română, pentru că limba noastră e limba sfântă, limba vechilor cazani, care o plâng și care o cântă pe la casa lor țăranii. Mulțumim frumos! Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Români pentru Români. Suntem Carina Baba și Florica Ercândia și în această minunată după-amiază de toamnă vă invităm să pătrundeți în lumea fascinantă a lecturii într-un mod inedit, și anume prin intermediul salonului Gutenberg și al revistei Gutenberg Universul Cărții. Melodiile din această ediție sunt interpretate de Eugenia Pontapete și de Monica Mihaela Cojocaru, prietene bune ale salonului, la fel cum iese și Vasile Ion Marcu, autorul versurilor uneia dintre melodii, Lemnul. Vă dorim audiție plăcută! Radio TV Unirea, un radio pentru toți românii. Să ne îndulcească traiul, lemnul-i peste tot în sat. Este roata ce se învârte, moara care macină. Poate-i caierul ce toarce anii după datină.
care tainic într-o seară ne-a vrăjit. Ar fi să ne spuneți ce părere aveți despre revista Gutenberg. Această revistă nu că a apărut sub ochii mei, nici sub mâna mea, în vremurile mele. O cunosc de la început. Așa cum a spus-o și doamna Cândea Floare, toată lumea privită cu rezerve. Cei care scriau în ea erau considerați un fel de oameni obișnuiți, nu sunt oameni de valoare. Dar încet, încet s-a răspândit, puterea ei a crescut, iar cei care o apreciază sunt tot mai mulți. Dar trebuie să fie întotdeauna un nucleu și dumneavoastră sunteți nucleul în jurul căreia s-au coagulat celelalte forțe care acum sunt așa de multe și vă apreciază. Mulțumim! Mulțumim! Cum vă simțiți la noi la Salon Gutenberg? Nu știu cine, dar spunea un lucru foarte frumos, că fiecare se simte așa cum e. Eu întotdeauna m-am simțit bine și sunt un om care simt binele și apreciez pe cei care fac bine. Nu numai bine, Dumnezeu, faceți și literatură, faceți artă și faceți ceva impresionant. Mulțumim! În fiecare săptămână se difuzează Români pentru Români, o emisiune organizată la nivelul Salonului Gutenberg cu invitați. Este de două ori pe săptămână această emisiune. Și de fiecare dată cei care sunt invitați spun gândurile lor bune către ceilalți români din diasporă. Dumneavoastră, pe cine ne-ați sugera să invităm la această emisiune? Președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, care într-o ultimă emisiune spune așa, se pare că nu mai avem tineri care să cânte românește. Să auzi din gurile lor, treceți batalioane române Carpații, deșteaptă-te române cântece, că altădată le aveam în sufletele noastre și le cântam peste tot. Acum să fii român se pare că nu este neapărat un titlu de mândrie. Dumneavoastră încercați să readuceți aceste lucruri în sufletele românilor, pentru că dacă nu ne pierdem identitatea. Tot Aurel Pup spunea că un popor care nu are identitate este datorată lipsei de cultură, lipsei de iubire de țară și de neam. Iar dumneavoastră trăind aici în mijlocul lui Ioan Suciu și în mijlocul lui Ioan Rusu Șiriano și al lui Slavici, care spuneau că suntem copii de țărani. Și toate activitățile noastre, toate marile noastre realizări, nu le-am făcut numai cu ajutorul și sprijinul și încurajarea de acești țărani. Trebuie să regăsim sufletul țăranului român de altă dată, care își iubea glia, care își iubea nevoile și neamul și își iubea pe cei care îi conduceau. Se pare acum nu mai iubim mult de pe cei care ne conduc, pentru că nu ne reprezintă. Și încă o ultimă întrebare pentru viitorul număr al revistei Gutenberg. Dacă ați putea să ne dați ceva sugestii? Dacă literatura se împlinește și se
gemânează cu istorie. Ar trebui să fie cât mai multă și istorie și literatură. Scrieți poezii, scrieți novele, scrieți diverse fapte și întâmplări din viața cotidiană, dar să băgați și istorie, așa cum a spus acum cu Laurențiu Semcovici, care scrie despre un personaj de seamă al Radului. Pentru că și istoria trebuie răspândită și poezia este formidabilă și una și alta merg la suflet. Nu vă promit, dar vă dau un document din secolul al XVIII-lea, scris în limba germană, că erau autoritățile austriece instaurate aici la Arad, despre viticultura în zona Miniș, Podgoria Miniș-Măderată. Într-un simplu document de o pagină și jumătate, câte informații se pot conține și cum refacem o perioadă din istorie care am pierdut-o. Pentru că acești oameni care trăiau atunci erau harnici, erau pricepuți, cultivau pământul și obțineau roadele bogate pe care dumneavoastră le aveți acum în coșurile noastre. Fructele de care le-ați pomenit astăzi prin poezie și prin cântec. Mulțumim frumos! Mulțumim! Radio TV Unirea, un radio pentru toți românii. Ei, și după cum vedeți, m-am dezbrăcat de haina de moderator și îmbrac haina de pseudo-scriitor. Poate vi s-a părut ciudat spunându-vă să nu deschideți setul de cărți, cărți surori sau cărți gemene, pentru că și aici, vă rog frumos, pentru că și aici există un anume ritual. Să spunem că acum, mă auziți, vă rog? Să spunem că acum eu deschid acest set de cărți și îmi răspund întrebării: de ce scriu femeile cu banderolă? Această banderolă folosește de acum semnului de carte. Cărțile de acum sunt într-o sărbătoare, 40, cu semnul mirării. Dar nu aș dori să aibă un cult pentru vitrină, ci un cult pentru o lectură lin senină. Să nu mă cuantificați. Nu asta e tema, anatema, averea. E un simplu, dar just adevăr. Vocația, dedicația. Dedic aceste două volume, în special fiului meu, Cristian, stâlp și sprijin în toate. Veți spune că ați mai văzut pe undeva o copertă bordeaux. Da și nu. Vă rog să nu deschideți, să le deschideți când o să avem o pauză. Aceasta această carte roz, pe cât este veche, de veche, pe atât este de nouă. Există mult autorial și mult actorial în aceste pagini. Sau, cum spune francezul, este multă joie de vivre aici. Siajul paginilor nu seamănă cu celelalte. M-aș bucura ca și după această carte, în revista din martie sau în croncile unde dumneavoastră publicați, după însemnările sau consemnările dumneavoastră, să se nască la anul a șasea carte. Și acum vă spun că jurnalul meu metaforic de călătorie, cu personaje absolut toate dintre dumneavoastră, dar criptate, nu mi-ați semnalat nimeni că v-ați găsit numele pe la saloane, prin alimentare, prin călătorii. Există jurnalul de călătorie metaforic aici. Anelian și Aneliana. Nu este vorba despre mine. Sunt pasaje descriptive. Iar ce aduce nou și ceea ce n-ați gândit niciodată, mi-am permis să îmi public dialogurile neconvenționale, unii au noroc să aibă 3 sau 4, alții 2, alții 1,
alții mi-au luat mie două interviuri, eu le-am luat trei. Este una din unicități, unicitățile acestui volum roz, pentru că am început să văd viața în Franța în roz, pentru că am avut un sprijin. O să ziceți, ce tot s-a lălăit, pentru că mulți nici nu mi-au răspuns la e-mail sau la SMS-uri. Da, m-am lălăit pentru că, fiind la mii de kilometri, am fost singură. Și atunci am tot scris, am scris, am scris. Eu cred în înstrăinare și cred în dor. Și mai sunt însemnările mele preț de un an jumate. Tot ce s-a întâmplat într-un an jumate frumos cu mine este trecut aici. Aștept confidențele dumneavoastră. Nu îmi place să vorbesc mai multe, îmi pun semnul de carte la loc și mă întorc spre cartea albastră. Pentru că și această carte albastră are sensul ei. Ambele cărți au coperta la fel, dar culori diferite. Ambele cărți au 200 de pagini, nimic mai mult. Ambele cărți au același cuprins, același cuprins. Și veți vedea, când o să mă ajute domnul Marcu, ce mai conțin aceste două cărți. Revenim la cartea albastră. Din nou, îmi place să mă tot plimb, pentru că iar urmează un moment de grație. Cuprinde jurnalul de călătorie nemetaforic. Un jurnal de călătorie adevărat, pur, curat. Din Franța, cât am fost localizată la Pat, am scris și am primit musafir la distanță de 10-20 de metri la stradă. La rugămintea oficialilor de acolo, nu o să povestesc despre fiul meu mic, am scris acest jurnal despre regiunea din nordul Franței, din centrul Franței, la Creus, unde fiul meu și-a cumpărat o casă care o deservește drept atelier. O casă unde am fost înconjurată de fructe, de animale, de pomi fructiferi și de un peisaj teribil. Ce mai conține această carte? Și acum eu nu mă uit către Carina. Aici sunt dialogurile pe care Carina vi le-a luat dumneavoastră. Mulțumesc, Carina, nu ai știut. Mie îmi place să fiu egală. A luat 10, acum te poți uita, pentru că eu n-am putut să cuprind toate personalitățile și toate numele. Așa e, domnica. Și tu te regăsești, acesta este motivul pentru care ești aici. Am publicat tot la cererea multor personalități. Mi s-a spus așa, doamna Florica, dacă în cărțile dumneata le vei publica și dialogul, mă uit un pic cu coada ochiului la Monșer, dar nu zic mai multe, atunci cărțile dumneata probabil o să mai crească, nu știu cât au crescut sau cât nu. Dar sunt câteva din noutăți. Sunt aranjate în ordine cronologică sute de plecări și veniri de ale mele într-un mod, pentru mine, cel puțin plăcut. Nu continui mai mult. Pe cei pe care v-am prezentat cu cărțile și de la care am avut material să vă prezint, puteți să lecturați sau puteți să oferiți cărți. Urmează momentul de tombolă, moment în care am să-l rog pe domnul și prietenul nostru Ioan Vasile Marcu să treacă pe la mese și cine dorește să ridice de acolo un bilețel. Vă rog, domnule colonel, până atunci mai serviți o guriță de cafea, o guriță de apă, puteți mai înșoptiți dacă doriți ceva la ureche. Este o altfel de lansare, de fapt nu, eu nici nu spun lansare. Este o prezentare altfel.
Vă spun eu ce trebuie să fac. Nu sunt bilețele pentru toată lumea, asta este ceva. Nu, aici cine dorește, îi întrebăm la mese cine dorește. Sunt 10. Da, da, asta este o tombolă cu altceva. Cu altceva, da. Am spus, este altfel de tombolă. Bun, am înțeles. Da. Să nu se supere cei care nu se supere. Nu se supere, nu este obligatoriu. Cine dorește să... Nu, îi întrebați la fiecare masă. Cine dorește? Face pop? Da. Ce eu doresc? Da. Mai mergeți că n-au gustat de mesele? Așa. Ce se întâmplă cu aceste bilețele? Aveți trecut cartea și culoarea și pagina. Urmează un moment, un recital din pasajele mele și mie. Mai sunt puțin. Ați terminat? Da. Cine începe? Domnica. Da. Vă rog, să acordăm aceeași atenție. Nu puteam să-mi citesc eu toate paginile. O ascultăm pe Domnica Pop, scritoare de haiku și membra Uniunii Scriitorilor. Mulțumesc. Dacă vrei să legi, nu-i bani. Pagina 79. Vă rog frumos, se înregistrează. Ține-mă de mână, iubite. Fii liniștit, drum al meu, nici foamea de sete, nici ascultarea înarmată cu întrebări, nici cântul prelung al urmelor de pantofi, nu ne va tăia urma din buze țâșninde, din veselia jocului. Curând mă voi judeca cu lovitura unui bici, dezlegat alene, lesne, din capitolul celor lepădați, duminical, din numărătoarea ghilimelelor, cu pas pastoral, într-o duminică, rugată din coarne de cer pe drum. Mulțumim frumos! S-a epuizat momentul 1. Dacă la masa dânsei mai este cineva, vă rog, poftiți! Scurt la obiect citim, ca să nu-mi citesc eu, vreau doar atât să vă spun. Aceste două cărți cuprind două segmente. Când eram mamă și Ține-mă de mână. Sunt introurile mele, sunt monologurile mele interioare. Vă rog frumos. Părintele Hodrea, cum îl cunoașteți, va citoliere. Ține-mă de mână, iubite. Fotografia, rama ta de foc, a primei zăpezi de curcubee, topește negrul de fond de ten cu zar ars, apoi cuprinde-mă cât a mai rămas încet. Gâtul tău a miroase a flori de livadă. Nu știu dacă ar mai cumpăra cineva. Salva-l-o, iubite. Azi, ochii tăi au must de frezii. Macerate la rece, au gust de sărut, cu zar de scorcișoar. Azi, sărutul tău are ochii primei iubiri și ponate de pliurile fustei de catifea, cu volănașe încremenite de scândura canapelei din mintea mea. Mulțumesc! Mulțumim! La masa, dacă la masa aceasta mai există, domnul Ardelean Ioan, cunoscut de dumneavoastră, Baci Bun. Pagina 26, Cartea Roz. Pagina 26, Cartea Roz. Da. Când eram mamă, aveam ochii cerului, mângâiat de roa ei a dimineții. Când iar era mamă, arborele meu genealogic a cerut să-i schimb traiectoria. Când tot mai mamă eram, ființa ei umană se pregătea să se nască. Ca o zeiță în stele. Dar ea, mama din mine, a lovit carnea din pasărea cerului cu aripa a treia, nenăscută, și a prefăcut-o tot în mamă. Cel mai mult acum îmi place să scriu, în alb, negru, pe fundal albastru, de rouă.
Mulțumim! La masa aceasta, dacă aveți cineva, domnul doctor Celus Ciobanu. Am fost inspirat să-mi aduc ochelare. Așa! Mulțumim! Vă rog! Fiind un om care întotdeauna am dorit să înțeleg ce fac în viață, ce rol murire înainte să încep, căci am parcurs în fugă aceste versuri, este vorba de 183 din Cartea Albastră, dacă vă puteți uita, titlul, primul vers, niciun suspin, și apoi nici spleen. Splin. În engleză. Adică în engleză este splin, durere. Da. Deci splin, dar splin. Nu cunoșteam cuvântul. Nicio problemă. Scuze, da. Nicio problemă. E nimerită întrebarea. Ține-mă de mână, iubite. Nici suspin, nici splin, n-am. Găsit în florile tale din cuvinte nicio larmă de lucefer în privirea ta plecată. Numai ochii, purtători de serenă pace, răsar odată cu primul amur. Azi, nu-i o zi ca oarecare și în caramel topit de picură venind, eu tot aștept să plouă cu arome. Și voi veni pe vișinul vin, tu zăvorește numai casa. Când suflet, eu te voi păși, voi fi aceea, ea, femeia. Aceeași ochi te vor privi și în umbra ta, tot singură mă voi găsi. Mulțumim frumos! La masa mai este cineva? La masa, domnul profesor Valeriu Ilica, din Cartea Ros. Pagina 193. Când eram mamă, în încredenirea timpului fat, vă găbuiam în edera de cartea pe nisip și era perfectă. Când tot mai mamă eram, alegeam apa neselină de scalat a ochilor frângi în marne de batiste și odicolom sapo. Când tot mai mamă eram, mă dădeam de loc ultimului ban din cursa privită filmului. Să te pot pleca zgara și de străinuitelor dorinți. Când și mai mamă voi fi fost, acopeream buzele scrâșiate cu aripi de fazan. Să pot să fug în calea ta, acolo, și făceam semne, fiule, să nu mergi până la 7, la 6 să te oprești. Acolo era desenată o casă cu o dor. Când tot mai mamă voi fi, fiule, serate de pași fără răsărit. Și am să mă pescuiesc din poetice păcate de noi știute, să te pot chema la resturi de fericire cu desen color tușat pe tâmpla mea, fiule. Cât și mai mamă, mama ta voi fi, afară va fi soare de mai și iarba nu va putea acoperi vremea mea și a ta. Mulțumesc! Când eram mamă, pe fondul plecării tale trăsise aici, de atât de departe de care ca mama. Când și mai mamă voi fi fost, ce de vieți ar măra suportarea în bloacă de amor. E atât de departe și trecerea acestei vezi. Descoperă-mă de veșminte și niciun măr nu am să-ți dau, fiule. Hai, vino, ridică-l meu pe care să mă scutur de batiste de maci, să mai pot fi mamă. Când și mai mamă voi fi fost, curos, am să desfac un sâmbură de fructa dragostei, am să mă îmbrac în cuvinte de miez moale, care jurate, secundele am să le prefac în îmbrăcare, iar plecarea am să-i destoi în dezbrăcare. Când și mai mamă voi fi, țărâna e fragedă, bulgărele ei sloi de soare din turcii, hai să ne jucăm de la miez, de mama. E tot vară, în mere și pere, fântâna a sectat de atâta iubire, când eram tot mamă. Mulțumesc! Cartea Albastră, pagina 58. Ține-mă de mână, iubito. Iubito, de parcă îmi erai răpită din serai pe foi de carte,
zint de serafin, tu știi, frumoasă cum erai. Și nici că te uscai precum acele flori din rai. Și nu pleca odată cu ceața de afară, pe scara de mătase e tot vară. Am să te ud, să-mi potolești în palme, legat la ochi, nesomnul ce nu doarme. Iubito, azi ne logodim pe aripi de păsări care înspre cer se zbor. Logodna lor e zvonul, iubirilor, fără de altar, dar dor, dor de dureri, de răni și de buciume, precum sunt iată clipe care ne supune. Iubito, amurgesc anume, o firă, două de suspin. Cât mai e ceasul? Am să întreb la noapte, când floapa de la gene mi se zbate, că ochiul stâng, ori drept, nu se închide, se zbate a vreme bună, ori a vreme rea, iubito. Tu închide plânsul pe buza mea acolo, rătăcită pe o stea. Și de nelogodim pe ziua, pe soare, ori pe nori, de stea. Logodna noastră este una, ori de ecruce, ori cenușă, nu va muri. Ea ne va rămâne. Te iubesc! Da! Aceste momente, dar mai avem puțin. Pentru mine este spovedania și împărtășania. Ține-mă de mână este un martor pe lângă care probabil trec zilnic pe stradă și nu-l cunosc. Și mă rog să fiu mamă cât se mai poate. Desigur, nu sunteți obligați să împărtășiți cu mine aceste simțăminte, dar să trecem la altă masă. Mai sunt 3 sau 4 lecturări. Cine urmează? De la care masă? Masa 1? Atunci, da, poftim, Camelia. Camelia Belei, profesor la Școala Generală din Sintana. Pagina 72, partea noastră. Ține-mă de mână. Ascultă cum ar fi puțin mai tare, dacă te rog. Ascultă cum ar fi ceaia. Acum, când din întâmplări se cresc semne de mirare pe alocuri, răsar-uși din stângă, poate dreapta, peste simțuri personale se cobor și se întâmplă. Ascultă, nu mai dragoste e ca și valoarea lucrurilor. Poți să te mergi în orice, dar mai amână timpul. Să poți deschide din cartea cea mai lui. Cine știi, părătorule, în drumul meu al timpului, sunt două capete de minunate, absente, din altul dolului, care nu se întâlnesc niciodată. Știi, părătorule, nu trebuie să-și ceri pare pe vene din scopul care crești. Eu am folosit, am împlinit și vedeți prin dumneavoastră acest și din mea. Pe coamă de sus, te zăresc că nu și părător, pe un schelet de fain scumoș, din partita altului. Cine mai are atunci? Am terminat cu lecturile. Mie nu mi-a ieșit la socoteală 10. Da, da. Bun. Atunci, Carina a citit, cine dorește să-și achiziționeze cărțile despre care am vorbit sau revistele, știu că și domnul profesor are, mă întreb acum spre domnul Vasile Marcu. Am fost cu primul salon la Pecica și am asistat la prezentarea cărții în fața locuitorilor orașului domniei sale, deși dumnealui se trage din munți, dar haideți să fim operativi, după care fetele vor avea din nou un portfoliu muzical. Domnule, câteva rânduri despre pentru tine. Aoleu, mie nu prea am gândit că nimeni nimic, pentru asta nu o să fac revista din martie, nici următoarea carte, până nu aștept. Timid, nu trebuie să mă lăudați, pentru asta nu o să mai vedeți niciodată nici o revistă înainte și nici o carte. Eu știu cum sunt, plusuri, minus, vorba lui fiul meu. Ai noroc că ești mama mea și îți recunoști greșelile, da? Mă surprinde acum. Mă refer la partea ta poetică. Mulțumesc! Câteva cuvinte. Nu, sunt lung. Da, o să rog pe Carina să noteze. Mulțumesc din suflet. Nu este ușor. Puteți ascultați ce scrie domnul colonel Ioan Vasile Marcu despre mine. Nu este ușor să te afirm în lumea literară.
indiferent de genul abordat, dar cel mai riscant, mai dificil, este saltul spre râvnitul titlu de poet. Eu cred că poezia este pentru scriitor sâmburele unui club dorit de către degustătorul cititor. Unii cititori apreciază un măr, alții o butuie sau un truc, poate chiar o banală banală, care nu are nicio legătură cu livada noastră pomicolă. Alții, pur și simplu, care sunt cei mai puțini, apreciază toate fructele grădinii cu condiția ca ele să fie coapte, mai ales prunele și zeama lor, să fie sănătoase pentru trup și suflet. Poezia este un fel de hrană trupească și medicament spiritual alături de rugăciune, pentru omul ajuns în cele mai diferite momente existențiale. Poate fi un copil dornic de a ști cât mai multe despre lumea în care pășește timid, sau un adolescent îndrăgostit. Poate fi un adult obosit după o zi de muncă, ce vrea să se destindă, sau chiar un bătrân ce savurează poemul vieții sale. Destinul literar este suma moștenirii tale genetice și modul în care tu percepi și o înțelegi la modul tău de a gândi și a relaționa la realitățile lumii înconjurătoare. Dacă ai norocul să simți și să apreciezi harul divin pe care l-ai primit, atunci trebuie să-i mulțumești Creatorului și să te comporți ca atare. Stilul este ceva inefabil, scrisul este ceva inefabil, cărțile tale devin familia ta, ceva cu care trebuie să te mândrești, ceva care este doar al tău, dar care îl poți împărtăși și altora, pentru ca bucuria și rodul muncii tale, asemenea unui fruct, să poată fi dăruit și drumețului însertat de frumos. Pentru mine, poemul este răsăritul soarelui văzut cu o mie de ochi, pictat pentru cei care n-au avut posibilitatea să-l vadă. Și dacă o reverență și să nu uit, în timp ce mâncăm, vă spun de acum poftă bună, nu s-a încheiat, treceți vă rog pe la secretariatul tehnic și cine dorește să vorbească, repet, nu despre mine, revistă și cărți, că nu le-ați citit, trebuie citit, ca să vă regăsiți numele, cel puțin de 10 ori într-una din cărți, unul dintre dumneavoastră care a avut șansa, aștept cronici. Puteți să vă înscrieți la fetele de la masa întâi și ele vin și spun cine și cum s-a înscris. Nu vorbim pe sărite, nici altfel că tableta înregistrează. Vă rog frumos! Ninge! Ninge ca în Siberii, ninge ca în povești, sub clarul de lună, ce frumoasă ești! Ninge ca în viață, ninge ca în vise, te rog să nu uiți clipele promise. Ninge ca în basme, ninge ca în păduri, mi-am ascuns dorința să nu mă mai furi. Ninge cu poeme, ninge cu scântei, știu că în lumea asta numai tu mă vrei. Ninge cu uitare, ninge cu uimir, să bem împreună roa din priviri. Ninge cu amurguri, ninge cu plăceri, cu dorințe aprinse astăzi ca și ieri. Ninge prea sălbatec, ninge dulce amar, mi-am ascuns destinul într-un vânt poinar. Ninge cu speranțe, ninge cu iubiri, s-a lăsat tăcerea peste amintiri. Ninge ca în Siberii, ninge ca în povești, sub clarul de lună, ce frumoasă ești! Ce frumos! Trebuie să spun public și să mărturisesc sau să fac o exclamație. Cine n-are domnul Marin să și-l cumpere. Pentru că a venit din concediu aseară ca să ne fie gazdă. Motivele pentru care suntem aici, dacă mă întrebați, o să vi le spun și nu în altă parte. Acum vă doresc poftă bună, nu s-a încheiat. Cine dorește, după ce ați servit masa, vă rog să vă înscrieți. Am uitat să vă spun, de fapt, de la început, nu sunt ospătar, dar spun. Există vin fiert. Am primit foarte... Mulțumesc în primul rând celor care o săptămână întreagă m-au întrebat cu ce să mă ajute. Și nu vreau să fi fost în locul domnului profesor Antonelica Virgulă, cărând o sacoacă de vreo 50 de kilograme. În locul meu nu vă mai spun, umerii mei au rând. Mulțumesc domnului Boran, care și-a amânat plecarea astăzi și a venit la ora 10 după mine. Și celorlalți, pentru coșurile fructare, mulțumesc familiei Criste și doamnei Eugenia Ponta Pete, plasele sunt pline.
Repet, ca să mă menajez de luna viitoare, revistele se vor lua de acolo. Nici acum nu sunt luate de unde au fost. O să vă rog să mergeți. Mulțumesc tuturor care m-ați întrebat până aseară cu ce îmi puteți fi de folos. Vă mulțumesc tuturor frumos și fac o adâncă reverență. Poftă bună! Radio TV Unirea, un radio pentru toți românii.
Pentru mine, revista Gutenberg este mai mult de, decât ar fi așa o... ceva adunat, multă cultură, literatură. Cred că adevărata istorie a aratului de aici am învățat-o. Mărturisesc că între Timiș și Arad a fost întotdeauna o legătură strânsă. Când s-a desființat pedagogicul de la Arad, de exemplu, au venit colegii noștri și au învățat în Timiș. Apoi, când s-a desființat cel din Timiș, au venit la Arad. Și cred că îngemânarea asta dintre culturile noastre Arad cu Timiș o simt că reiese din revista aceasta a Gutenberg. Adică nu simt o graniță între județele noastre. Aici se termină cultura Aradului și începe a Timișului. O simt așa că se întrepătrunde, se îngemânează. Și parcă îmi completez din tot ceea ce am citit eu și am încercat eu. Eu sunt fan istorie, deci pentru mine și lecțiile pe care sunt de istorie, mă aplaudă copiii când le termin. Întotdeauna e ceva ce spun ei că nu găsesc în cărți, dar de unde le-ați cules? Și cred că aceste completări vin și de aici. Că de multe ori mă minunesc și eu de unde îmi vin multe idei și apoi îmi amintesc, da, le-am citit în Gutenberg. Mulțumim! Cum v-ați simțit la Salon Gutenberg astăzi? Ca de obicei când vin la Arad. Mă simt așa într-o familie care mi-aparține. Și spun așa cu o strângere de inimă că regret fiecare întâlnire la care n-am participat. Așa simt că mă știrbește și nu mai sunt așa șlefuită cum aș fi eu dacă aș fi participat acolo. Dacă s-ar întâmpla să asculți emisiunea Români pentru Români, RTV Unirea Internațională, emisiune redactată de doamna Florica Ercândia și de Carina Baba. Pe cine ai dori să auzi la această emisiune? Pe cine ai dori să evită? Sunt atât de multe personalități în lumea noastră care practic nu sunt așa vizibile cum ne-ar plăcea să fie. Mărturisesc că în perioada asta de pandemie l-am ascultat pe profesorul universitar Daniel David de la Cluj și avea așa în toate discursurile pe care eu le-am și ascultat pe YouTube o radiografie a societății românești și de ce ni se întâmplă toate reacțiile acestea care apar în mass media, în viața noastră de zi cu zi. Cred că ar fi un câștig extraordinar pentru acest radio să îl aducem pe Daniel David. Ascult Radio Unirea, dar mărturisesc înregistrări. Ascult. Mulțumim frumos, Sorina. Cu mare drag. Radio TV Unirea, un radio pentru toți românii. Departe. Departe. Nici de cum de mine nu poți fi. Nici când se face noapte, nici când renaști în zi. Să lășluiești în mine cu amintiri cu tot. Să mi te iau deoparte, nu știu. Nu vreau, nu pot. Departe. Mie sufletul cum zorii ce răspândesc lumină și fiecare clipă gândului tău se închină. Departe. Ca tu, în astă lume, departe. Cu rost sau fără rost, mai prețuit să fii cum nimeni nu a fost. Cum nimeni nu a fost. Departe nici de cum de mine nu poți fi. Și nici când se face noapte,
când renaște în zi. Să lășluiește mine cu oameni tiri cu tot, să mi te iau departe, nu știu, nu vreau, nu pot. E sufletul cum zorii ce răspândesc lumină, și fiecare în clipă gândului tău se închină. Că tu în această lume, cu rost sau fără rost, mai prețuit să fii cum nimeni nu a fost. Că tu în această lume, cu rost sau fără rost, mai prețuit să fii cum nu a fost. Cum nimeni nu a fost departe. Să stăm de vorbă cu domnul Ilica, care are amabilitatea să fie și astăzi alături de noi la ședința Salonului Gutenberg. Ce părere aveți despre revistă? Urmăresc revista de foarte mult timp și pentru calitatea ei am început să și colaborez la ea. Ultimul număr, al 54-lea, dacă nu mă înșel. 52, cred că. 54? 52. Și mai bine. Deci ultimul număr are mult mai multă calitate decât celelalte și simt că crește de la un număr la altul. Odată că apar colaboratori noi, adică se întinerește așa, echipa de colaboratori. În al doilea rând, pentru calitatea textelor este crescândă și în al patrulea rând răspunde provocărilor generației actuale de cititori. E plăcută și din punct de vedere grafic, și din punct de vedere formal, și din punct de vedere al conținutului. Eu sper să continuăm cu voi, împreună și cu ceilalți, revista să crească în continuare, astfel încât să ajungem să concureze marile reviste culturale de talie națională. Ce sugestii ne-ați da pentru a îmbunătăți rubricile reviste? În primul rând, a solicita colaborarea și a scriitorilor consacrați. Cum v-ați simțit azi cu noi aici? Foarte bine m-am simțit de la primele acorduri muzicale până la sarmalele atât de gustoase date de către voi, de către organizatori. A fost o zi foarte bine gândită, foarte bine proiectată și desfășurată ca o adevărată lecție de probă în învățământ. Adică totul, așa cum a fost gândit de la început, a mers cum se cuvine. Să urc iar și să...
Radio TV Unirea, un radio pentru toți românii.